Teodorescu! Domnul Teodorescu! Doamna Agata e la spital. Și-a tăiat vinele. Sunteți acasă? Thank you.
se numește lacul cel mai interesant din Africa Centrală? Cine s-a urcat pe tronul Franței înainte de Hugo Capet? Nu știu, tasar. Mama, să vină, mama, să vină, uite. Mama. Bună seara. Vedeți, doamna Agata, un elev eminent. Mama, vină. Mama, uite-l. Teodorescu Ion, sigur că da, un elev bun. Bine la matematici, bine la istorie, bine la geografie, bine la română. Da. Bună seara. Bună seara. Într-o piramidă care devine con, apotema piramidii devine geriatricea conului. Așadar, cu ce este egală suprafața laterală a unui con? Domnul doctor Stârcu. Așteptați. Luați un halal.
las loc. Ce faci, Tăbărescule? Ce să fac? Ce-i cu Agata? Ce faci, băiete? E bine, bine. Unde e? E aici? Dai jos, așteaptă. 42. Ce ai făcut? Ai trișat-o? Da. Poftiți? Dar ce lucru mai? Hai, mai repede, mai repede. Hai, hai. Transpir? E, stai puțin. Transpiră tot timpul. Stai, dragă, stai. Stai, uite-te la mine. Bani, dacă vrei, da. Nu, nu, mulțumesc. 200 de lei? Nu, nu, mulțumesc. Suntem amici. Nu, 500, poftim. 500, mulțumesc. Cât ți-a luat galeria de ieri? 5.000. Nu merită scandal. Aș vrea să o văd. Nu. De ce nu? Pentru că nici spitalul meu. Și-au și luat-o. Cine a luat-o? Directoare. Nu înțeleg nimic. Ai văzut pe cineva care știa evenele cea din senin? Sindrom neurastenic. Tu ai văzut-o? Da. Poți să mă duci la ea? Nu. Te rog. Și oricum, acum nu am timp. Stărcule, te rog, du-mă la ea. Vorbește cu doamna doctor Sterin. Arăți cam prost. De ce îndătăci undeva la aer? Nu sunt în relație bune cu madame Sterio. Ia tu florile astea. Închide ușa! Nimic, nu ai caz. Mulțumesc. Am mandat de la doamna Agata să tratăm achiziția aceea. Aș vrea să tratez direct cu ea, dacă se poate. Momentan nu se poate. Ați aflat probabil că a avut o recidivă. Nu. Veți fi nevoiți să tratați cu mine. Vă oferă 3500. Dar și nu credeți că e normal să o văd? Soră, du-te, rog, florile. Mă tem că doamna Agata nu mai dorește acest lucru. Domnișoară, nu pe acolo, pe scări, vă rog. Liniște! Liniște, gata! Gata. Doamna directoare! Cine a deschis ușa aceea? Te rog, închid-o. Ce dorești? Igrasie, doamnă. Ce igrasie? S-a spart probabil o țeavă undeva și nu mai e apă și ai inundat tot terenul ăsta cu apă. Apă și... Unde e apă? Apă și pe aici, apă și pe aici. A ajutat-o până la glezne. Ai dreptate. Dacă cumva se inundă, nu spune că nu v-am spus. Că de asta eu mi-am răspunderea. Eu răspund din treaba asta. Trebuie să fă ceva să șteargă. Lată că am eu grijă. Ieși imediat afară. Pe unde? Unde? Doamna Agata nu mai dorește să vă vadă. Vrea să întrerupă legătura cu dumneavoastră, în mod definitiv. Vă oferă 3500 și vă sfătuiesc să-i acceptați. Mâine s-ar putea să scadă. Cine n-a făcut tratamentul să vină la sala de pansamente. Vă stă foarte bine cu afelul ăsta. Mulțumesc. Gândiți-vă, domnule Teodorescu. E un preț bun? Clubul, după cum știți, e al clinicii. Dar avem invitații din afară. Așa că vă puteți considera în continuare unul dintre ei. Mulțumesc foarte mult. Știți ce vă rog? Da. Să-i transmiteți că îi păstrez aceleași sentimente. Domnul Teodorescu, te aștept! Ce vrea? Un tablou.
Vezi cum joci. Câte? Două. Trei. Teodorescule, arăți ca dracu, du-te la țară. Servit. Pardon? Pardon, vă rog. Pardon? Poftiți? Cum ajungi acasă, împachetez valiza. Mâine dimineață, te remorchez. Vii la mine, gata, te-am luat. Liniște, aer curat, lapte de vacă, Bucureștiul ăsta este infel, dragă. Am o terasă cu viță sălbatică, o minune. De fapt, e ca mizerie, se zugrăvește peste tot. Mai am de adus mobila și restul. O să-ți facă mai bine decât toate calmantele tale. Hă? Nu vezi cum arăți? Știu eu, mai Alexandre. Nici nu discut, iau pe sus. Your hair's wet. You can't go out like this. Ascultat-o când pe Victoria la revistă. Import. Nice guy, eh? Ia vină, Holly. Boy, he's much too serious. Mai pune unul. L-ai cusut singur? Ce? Nu, nevastă mi-a pus. Ce că așa e moda să poartă la nebunie, nu știu până dracu. Să scoată în evidență albul alb. Uite ce stare. Ai? N-are. Brânză de vacă, mai băiete. Triptane și vin din ăla de care avea taică-t-o. Și batem coclaurii, ca pe vremuri. Am vaci, am oi. Am și guvernante la copii. N-ai să vezi, mai pleci. Auzi? Aia mare o rupe deja pe franțuzește. Miss, ich liebe, liebe... Târziu, Leneșle, târziu! Profilo, dai-mi mai repede cafele. Cum ai dormit? Ne-ai întors.
Profesorul Iurașcu mai trăiește? Nu. Domnule, eu nu visez niciodată nimic. Pe care parte mă culpe, aia mă scol. Dar și ajung fiind de oboseală ce drept. Frumoasă gospodărie. Ce-am putut și noi. A fost casa lui Vernescu. Am cumpărat-o foarte bine. Să scăpăm dracului de curățenie. În 2-3 săptămâni plece alt om. Am să duci la băi. Sunt aici niște ape extraordinare. Ia, ia cafeaua că se răcește. Frumos. Foarte frumos. Dar unde-i doamna? La vaci. Pică de acuși. Nu știa când te scoli. Marie! Trebuie să stai mult la aer. Cam frig, dar e sănătos. Mă! La recții că vă ia Gaia Cuș. Se aude? Domnișoară Nina, vino să-ți prezint un prieten cu care am copilărit pe aici. Domnul Teodorescu. Mă bucur să vă cunosc, domnule Teodorescu. Ia vino și spune frumos să rămână la domnul. Asta e cea mare, Amalia. Mai am una mică, Anica. Domnișoare Nina, ia întreabă ceva pe franțuzești, aud-o și prietenul meu. Nu cred că este necesar, domnule Algiu. De ce? E timorată. Și ce are face? Preferați ceva din Verlaine, domnule Algiu? Nu știu, dragă, întreabă ceva acolo pe franțuzești și auzim. Hai, Amélie, les sanglots longs. Les sanglots longs. Hai, les sanglots longs de violon. Încăpățânată, les sanglots longs. Domnișoara Amalia o să merge cu siguranță când o să ne cunoaștem mai bine. Oricum suntem în ora de gramatică. Dă o naibă de gramatică, domnișoară, stați de vorbă. Domnul Teodorescu a fost 100 de luni la Paris. Îl cunoaște cum îmi cunosc buzunarele. Eu mă duc să văd care e treaba cu zidarea. Atunci o să-mi povestiți o mulțime de lucruri. Nu cunoașteți Parisul? Nu, încă nu. N-aș fi crezut. Aveți un accent foarte bun. Mulțumesc. Unde ați învățat franceză? În țară. S-a ocupat și de copilul lui Văcăreanu. Hai că v-am lăsat. Sau vreți să vii cu mine? Acum, acum! Bună dimineața, domnule Teodorescu. Să rămână. Nu uitați. Cum ați dormit? Bună dimineața, doamnă! Nu uitați! Hai, Amélie, că-i curent. Crezi că-i bine să păstrăm bieul ăsta? Auzi? Ce faci? Îți dai pasențe? Frig, frig! Vezi că te-ai mânjit de rău. Nu faci nimic. Vezi că avem și aici un casino. E destul de înțeleg. Unde? Da, da. Te mănâncă palmele. Ai venit aici să te îngrași? Amélie! Vino cu acele! Domnul Teodorescu, n-ați vrea să jucăm un tabinet? Tabinet? Sau un 6-6, dacă vă face plăcere. Nu, doamnă, tabinet, tabinet. Am auzit că e foarte pasionant. Poți să intru? Nu, nu, nu! Ai făcut-o! Stai așa să îți pun o poezie pe franțuzește. Să-ți dai și tu cu o părere. Hai! Domnișoară Nina! Hai, aia de... Îmi spun o cheamă pe aia. Poezia cum se cheamă? De Baudelaire. Prefață. Așa, prefață. Ia spune. Ce faci dacă te rușinezi? Amélie, nu ești dezbrăcată. Dragă, se rușinează de tine. Hai, spune-o.
cred că e cel mai potrivit lucru, domnule Angiu. De ce? Vasile, dă-te măcar la coș. De ce, domnișoară Baudelaire? E trivial. Cine e Baudelaire? Cred că e cel mai potrivit lucru în educația unui copil, domnule Angiu. Păi și cine a învățat-o? Ea singur i-a plăcut și a învățat-o. Mila, trebuie să fiu o clipă. Oh. Nu face, vină, face. Doamna Angiu, stai să vă văd. O să aveți o rochie încântătoare, doamnă. Nu știu dacă pe șarpa asta. Și o culoare foarte modernă, pentru vară minunată. Te-am spus și eu că e pentru la vară. Nu, doamna, cum se poartă culoarea asta? Mă mir că domnul Teodorescu n-a observat încă. Chiar asta aveam să spun că va fi remarcată. Nu știu dacă la vârsta mea... Aveți o vârstă de invidiat, doamna, ce să știți. Mulțumesc. Ar trebui să spun totuși poezia, ce dracu. Am 6. Mal? Da, să le mai fac o dată. De ce, de ce, de ce? Atunci mi-e un pahar cu apă, de rog. Să trag unul de mal, dai să trag. Nu, domnule, nu. Maldone, e Maldone. Dar nu-mi convin. Las că le mai împart o dată. Ați pregătit-o pentru o serată ceva, Rochia? Ce serată? Unde să te duci? Nu vedeți ce e în casa asta? Oricum e o stațiune aici, un fel de fel de serată. Gen. E foarte modernă culoarea, doamne. De ce-mi furi bețele? Eu? Nu e adevărat, dragă. Aveam mai multe. Îmi pare rău. Ascultă, tu ce faci acolo? Ia trebuie să-ți spune poezia aia. S-aude? Hai. Lasă copilul în pace. Dar de ce? De ce să se așa? Hai, fără smiorcăială. Ce faci? Dai căsă sau ce faci? Domnul Giu, dacă nu vrea, nu vrea, lăsați-o în pace. Las că știu ce trebuie să vrea. Hai. Nu asta. Aia, cum îi spune, aia. Prefață. E Verlaine, domnule. Prefață. Nu vă place Baudelaire, domnișoară Nina? 4 bucăți. Nu. Are un interes special pentru tot felul de lucruri desgustătoare. Dar sublime, domnișoară. Ce faci aici? Jucăm sau ce facem? De ce trișezi? Mamă. Îmi dai chibritele sau nu dai? Cum se pedepsesc trișorii, domnule Teodorescu? Nici mie nu-mi plac, doamnă. Vai, scuzați-mă, n-am plăcut. Nu, n-are nimic. Vă spun că nu-mi plac atât tot. Nici nu cred că se găsesc pe toate drumurile. Trișoare. Găină? Da, ăștia care ciupesc cu 102, ăștia nu-s trișori. Trișori adevărați? Mari trișori sunt foarte rari. Napoleon, Rasputin, Cezar, Baudelaire, categoria asta. Ce vorbești, domnule? Plus 5. Eu nu merg, mă arunc pas. Eu credeam că unde se joacă la noroc... Cu norocul, doamnă. Plus 5. Se joacă cu norocul. E o mare diferență. Plus 5? 5? Plus 5. De fapt, și norocul ăsta nu e decât o clipă de grație. Clipă de grație? Spuneți, domnule Teodorescu. Dar, domnișoară, există un simț special pentru asta. Dacă vine clipa asta, trebuie apucată fără ezitare. Sunteți poet? Nu, doamnă. Jucător. O categorie destul de rău famată. Cam începător, însă văd că... Sunteți un mare trișor? Nu, domnișoară. N-am stofă de mare trișor. Și cum nu pot să mă amestec cu derbedei și cu găinarii, joc și aproximativ cinstit. Ca toată lumea. Amelie! Hai! Gata! Ți-ai adus aminte? Poezia! Domnul Giu... Dar ce vrei să spun? Chiar domnul Teodorescu că e prostuță? Hai, spune frumos poezia! Lasă-o în pace! Auzi, nu-ți aude cu tine vorbesc! Spune frumos poezia! Lasă, dragă, copilul în pace! Dar de ce ai încăpățânată? Lasă-o să spună! Când nu-mi vrea ea? Alexandre, n-are rost. Zău! La colț! Du-și la colț! La colț ăsta, auzi? Hai, dragă, ce faci? Joci sau ce faci aici? N-am bețe. Cum n-ai bețe? Tu nu vezi că n-am bețe. Profilo, ia paharul și adu bețe. Hai. Credeți că dacă m-aș hotărâ, aș putea să ajung un mare trișor? Plus 5. Dumneavoastră, domnișoară? Sigur că da. Nu glumiți. De fapt, e foarte urât aici. Foarte urât. Încercați, poate aveți talent. Plus 30. Plus 40. Alexandre, n-am. Nu e stare să spună. Aia aveți. Aveți talent. Poezia. Dacă aș reuși să mă amint pe mine însă. Un adevărat trișor de aia este mare și unic. Pentru că reușește performanța rară. Plus 40, am minciunii de săvârșit. Plus 300! Taci din gură! Octavian August s-a proclamat zeu în timpul vieții. Ce vreți mai mult? Gata! Ori spui poezia, ori te rup în bani. Alexandre, nu te atinge de copii. Ia spune. Alexandre, treci la locul tău. Cum dacă spune? Ce tot cum să spune? Da, bani de pace, spun. Ce? Cum să-ți copilul îmi pace? Nu ai bani de pace, ia spune poezia. Băi, mă, ce-i? Ce-i, mă? Unde duci, mă? Ce-i spune aia? Spune aia! Băi, mă, mă! Domnul Teodorescu! Nu se poate ca asta să fie totul. Ce justificare ar avea pentru dumneavoastră suferința? Ce te-ai supărat așa, mă, Ioane? Se
făcut în casă? O, ce te dor fățarnic, semenul meu, frate. Domnul Teodorescu, poetul realizează o comparație amplă de mare profunzime, ducând la concluzia că plăcerea se gustă fugar. Doamna Algiu. Domnule Teodorescu, am spus, n-am văzut Paris, m-am născut la București, deși București este mic cu Paris. Domnul Teodorescu! Trebuie să existe, ceva undeva, nu se poate. Trebuie să existe un refugiu, nu? O, ipocrite lecteur, mon semblable, mon frère, o, cititor fățarnic, semenul meu frate. Domnișoară Nina, vă spun în mod cu totul confidențial. Pe mine mă salvează cineva în vis. Un personaj providențial. Încă din copilărie, când mă visam la examene, apare în ultima clipă și mă salvează. Cine? Nu știu, nu-l cunosc. Un domn în vârstă, cu o față tristă și obosită. Domnul Teodorescu? E și un copil cu el, cu o față bolnavicioasă și pergamentoasă. Eu visez că zbor. Câteodată visez că zbor. C'est le viol, le poison, le poignard, l'incendie. C'est le viol, le poison, le poignard, l'incendie. Poetul recurge la figura de stil a enumerației, trecând în revistă suma viciilor umane. El însuși punându-se pe același plan moral cu cititorul său. Concepție retrogradă, mărturisind un spirit îngust. V-ați visat vreodată căzând? Trivial. Nu mi-ați răspuns, aș putea să vin cu dumneavoastră? Les sanglots longs de violon de l'automne. Domnișoară Nina.
doamnă. Domnule, eu nu visez, înțelegi? Ultima oară când mi s-a întâmplat, dar cu 5 ani. Am impresia că sunt anormal. Vă salut cu respect, domnule Horowitz. Am onoarea. Ce mai face, stimata doamnă? Să vă prezint un prieten. Domnul Teodorescu. Vă aștept cu mare plăcere. Poftiți! Asta e cazinoul. Hai. Câștigă o grămadă de bani cu băile. Domnul doctor Cucea. Eu dau o fugă până la frizer. Ia duce-te la izvorul 5, face poftă de mâncare. Soșorinina! Du copiii la balansoar! Alexandre, hai să mergem acasă, că e frizerul. Dragă, am o afacere. Hai, la izvorul 5, vă iau de acolo, pa, la revedere. Alexandre. Amelie? N-am putut merge și noi cu copiii? Nu vreți să mergem la izvor? E foarte bun. Ba da, cum să nu, cu plăcere. Alb, e crem. Da? Ce înseamnă, doamne, când visezi alb? Nu știu. Ați visat alb? Da, visez un domn cu părul cărunt. Și știți, fii curios că mă salvează întotdeauna când visez că mi se întâmplă ceva rău. Cred că dacă aș visa că a murit, aș fi disperat. Și la examen visam. Eu visez că zbor. Câteodată visez că zbor. E o senzație foarte bizară, ca o cădere lungă. Da, exact. Dar nu credeți că culoarea asta nu prea e potrivită pentru sezon? Da, complet potrivită. Și pe urmă un gol, înțelegeți? Da, ca o plutire. Da. Totul foarte adevărat, foarte real. Foarte real, da. Vă salut, domnul Horowitz! Vă salut! Salut! De acolo, sub țeava aia. Vezi? Hai să vedem ceva, te rog. Vezi că deschide pofta de mâncare? Thank you.
Agata? Agata, da. Ce nume e ăsta? Nu-i românesc. Cred că era și selectă. Ce te mai întreb, tu ai avut întotdeauna femeie frumoasă. București? Alte posibilități? Eu m-am surat de tânăr. Dar să știi că e lucru sănătos, că zice ea. Părerea mea. Nevastă mea, cum îți place? E o femeie minunată. Cum îți place așa? Te-ai putea acomoda cu ea? Să mă acomodez? Păi... Cum adică să mă acomodez? Nu înțeleg. E așa, în principiu. Nu știu, cred că da. E o ființă agreabilă. Agreabilă? De fapt, ce înseamnă un scandal? Unul așa mai mic, de mărime provincială. Te întreb în principiu. Ești plin de principii azi. Da. Dacă divorțezi normal, pierde tu la dotă. Și am apucat să investesc câte ceva. Să divorțezi? Punem cazul. Rămâne între noi. Sunt destul de nefericit, Ioane, așa cum vezi. Te-ai însurat? Te-ai apucat să faci și copii? Acum gata, asta e. Copiii îi iubesc foarte mult. Păi nu-i normal, e mama lor. Vorbesc de Nina. Nina? Nu poate să fie adevărat. Tu ești nebun? Ce dracu înseamnă adevărat? Știi tu ce e aia? Știu că am acum o șansă și dacă nu apuc amândouă mâinile, se duce dracului tot. Trebuie să găsesc pe ceva de spus să încurce cu nevastă mea. Dar oricât, dacă divorțez, doamna, pierd tot. Și ai crezut că te pot ajuta nu, eu? Nu. Hai, lasă, nu. Toată lumea se teme de scandal. Asta-i crezut, Alexandre. Nu te fiști ca idiotul! Alexandre, cum îți permiți? Cu banii care ți dau eu, pot juca 2 ani la casino ăla un puțit. Pe bani, nu pe datorie. Vezi ca prost. Hai să o lăsăm. Hai. Hai, vista! Alexandre! Hai, Alexandre! Uite-te la mine cum arăt. Nu sunt eu omul. N-am nicio șansă. Ce șansă poți să am pe lângă Maria? Ai șanse, ai! Hai, urcă! Dom'le, n-am băgat de seamă, dar o să fiu mai atent. Hai, mă! E dintr-o familie foarte veche. După câte știu, e ultimul vlăstar. Avea o moșie de 2000 de fălci pe lângă Roman și două case ca niște palate la Iași. I-a dat la cărți. Ia uite, Ordeanu. Acum de câțiva nu mai joacă. Vinde tot. Are 20 din hergelia lui Pașcanu, din aia din care avea și taică-t-o. Cred că am să-i cumpăr. Mă, Ioane, dacă ai face tu asta pentru mine, aș... Boieru! Boieru, unde-i? Unde-i Boieru? Te întreb unde-i Boieru? Unde-i Boieru Ordeanu? Aici toți sunt ramuriți. Ce casă, domne, ce oameni. Hai. Alo? Alo? Pane Iorgule, să-ți prezint un prieten de-al meu din copilărie. Domnul Teodorescu.
Alexandre. Mâine vine Horowitz. Fac predarea. V-am căutat și acasă. M-a luat cam repede, domnul negustor. Termin cu împachetat în două zile. E cam greu singur. Poftiți. Coane Iorgule, sper că în zocea amurci nu i-ai dat. Un preț bun aș oferi și eu. Vă simțiți rău, domnule? Teodorescu. Da, poftiți. Ce spuneți de barbarie asta, domnule Teodorescu? Nu vreți să intrăm puțin? Eu locuiesc acolo. Oricum nu puteți pleca fără să luați o cafeluță sau un pahar de vin. Văd că domnul Algiu a luat-o înainte. Sau vreți să vă arăt ruina asta? A fost un palat al lui Sturza. Îmi pare rău că îl las. Am obișnuit cu el în fața casei. Ați văzut ce dezastru. Incredibil. Domnule Teodorescu. Da, mulțumesc, am. E o ediție destul de rară, de Amsterdam, dacă vă pricepeți. Cond la rând de Navar. E din biblioteca lui bunicul meu, Iordache Ordeanu. Era un amator destul de cunoscut pe la antiquare din Europa. Mă, frică-l, Daura. Cât va ieși? 254. Pictați? Foarte rar și foarte prost. Neața, poftă mare. Cred că scot o pereche de cai. Ce are? Mă doare capul de zi. Nu știu ce are, dragă, face durere de cap. Trebuie dusă la București, poate e romatism. Trece cu timpul, doamnă, făceam și eu când eram mic. Scoate la el lunții din casă. Uite la Ion cum arată. Vezi ce face aerul? Te-ai cântărit? Ai fost la Ordeanu? Nu, mi-a adus Horowitz. I-a cumpărat toată moșia porcopomană. Nu l-ai dulceață? Nu, mulțumesc. Beau laptele gol întotdeauna. Și Ordeanu unde e? N-ai mă știe, în străinătate. Sau la București. Da. Foarte ieftin la fundul. Da. Puteam să iau mai mult. Unde zici? Hai, undați, undați că eu mă duc. Unde zici că e Ordeanu? N-ai mă știe, în București, cred că. Sau în străinătate. Unde a cumpărat moșia? Horowitz. Hai, hai, mâncați. Eu mă duc la grajd. Vreți să vă pun o felie? Nu, nu, să rămână, mulțumesc. L-ați cunoscut pe Ordeanu, doamnă? Poftim? Pe domnul ăsta, pe Ordeanu, l-ați cunoscut? Da, l-am întâlnit de câteva ori. A fost și aici. De ce? Cum vi se pare, doamnă? Cam de modă veche, nu? Ați dat mâna cu el? Adică a stat într-un fel aproape de el? Înțeleg. Atât cât e normal, da. L-ați atins?
încercat ceva? Am avut senzația ciudată că... Nu, e imposibil de crezut așa ceva. Spune. Am avut impresia că întâlnesc un strigoi. Da. Arată foarte rău, săracul. A pierdut tot. Domnișoară Nina, ia copilul și du-l la izvorul ăla cu fier. Anica iar nu se simte bine. Da, doamne, sigur. Merge și domnul Teodorescu? Nu. Domnului Teodorescu nu-i plac mirosurile. Preferă să citească. Nu, 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 de ce? M-aș plimba cu plăcere. Să rămână pentru masă. Iau și puțin aer. Dar plouă. Nu, 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 nu-i nimic. Luăm umbrela. Ce faci, mă? La revedere. Te vede fetița. Și ce dacă? Te spune un Alexandru. E nebun. Se poartă albul ăsta în disperare. De ce vrei să pleci? Cine ți-a spus că vreau să plec? Ce miroase. N-aș îndrăzni să ofer asta unei femei. De ce? Aș la ochi. Ai ceva la ochi? Nu așa, preventiv. Să încerc, poate mie îmi face bine. Deși de la distanță am văzut bine întotdeauna. E bună și pentru prezbiți? Hai să mergi. Ne vede lumea. Nu-mi pasă. Bună dimineața, cum ați dormit? Bună, foarte bine, mulțumesc, doamnă. De ce l-ai supărat, Amelie? L-am supărat? Hai. Pentru că mama ei o iubea pe cealaltă fetiță. Așa, spune. Spune. Și? Și mă punea să lucreze mult și ea era săracă. Și? Și mă părătea să avea și ea o fată rea și urât. Pe care o chema... Nu știi cum o chema? Nu. Cum o chema? Runa. Și... Fata bună... Era tot timpul necăjită de mama ei vitregă. Și făcea toată treaba... Într-o zi s-a gândit să plece și a făcut multe rochi frumoase și a plecat.
la o floră. De ce ești, Nina? Și? Hai să te concedieze. Ce? Sunt rău. Nu cred. Ba da, ba da, spun adevărul. Bine? Dar... Ba când te spun. Fata. Sunt lași. Sunt pe jur. Ce? Lipsi de voință. Nevolnic. Cum era greu? Toate viciile. Am risipesc nopțile și întorc zile. Și a ajuns la unde? La un palat? Unde? Copilării mei și n-am mai rămas nici urmă. S-a făcut bucătărea. Am jucat tot și am câștigat prea rar. Nina, că pleci, nu plec și eu. Nu-ți pot oferi nimic. Nina, fii cu minte. Și unde seară? Regele? A făcut un bal. Și ea a gătit multă mâncare pentru bal. Și seara. Ești gata? Acum, acum. Auzi? O vezi pe aia? Care? Aia. Dar ce-i cu ea? O recunoști? Ha? Hai! Cine e aia? Lița lui Răzvanț. Aia de care v-ați înamorat tu și Cazmir prin a cincea. Aia Cărnuță. Nu se poate. Ba se poate. Ai uitat-o definitiv, ha? Da. Și cerșeam sărutări pe sub sălcii. Erau niște sălcii acolo. Du-te până la ea. Tu chem aici? Nu. Atunci hai. Ce dracu ai, poate ești adormită. Ioane, de ce nu știu să moară femeile pe care i-am iubit întâi? Ce cu apa asta, domnul? Aveți răbdare, păi ce aveți ceva? Da. O țeavă. Vezi să-mi băta mesajul. Parcă sunt pe puta nume. Eu fete să s-o iubesc, s-o iubesc. Servezi. Cum stai? Nu, nu. Cu ce? Cu Maria. Mai Alexandru, nu ți-am promis nimic. Ai promis, mă, Ioane, promis. Nu știi că ți-mi minte fără. Și nu ți-mi minte foarte bine, ce promis. Ce cu apa asta? Ascultă, dacă îți iei vorba înapoi, măcar spune și mie ceva să știu și o treabă. Mai s-ar putea să reacționeze neplăcut. O să reacționeze cum vreau eu, e clar? Ce-o fi cu apa asta? Cred. Mine este o grădinețe cu flori. Și acolo este o fetiță și-o privesc adeseori, adeseori. Și copii? Cu copii am vorbit, sunt de acord. Ai vorbit cu copii? Bineînțeles, n-am nimic de spus. Sigur că da, n-am nimic de spus. Am acum șansa asta, trebuie să risc, trebuie să risc. Ai tăiat?
Dă cu spirit. Ce faci? Domnul Tiron, vă rog. Au căzut, n-au căzut. Vrei să te întinzi puțin? Dar de la ce te-ai apucat? Ai băut ceva? Nu vrei să stau o pilulă? Nu, mulțumesc. Am încercat tot inutil. Trebuie să schimbi ochelarii. Ochelarii? Da, poate îți trebuie mai tare. Nu cred. La distanță văd foarte bine. Poate trebuie să-i schimb. Am auzit că mama dumitale a fost o femeie foarte frumoasă. Așa m-am zis și eu. Eram prea mic. Nu-i țin minte decât mâinile. Făceam migrenești când eram copil. Am acasă un tablou care seamănă cu ea. Cu cine? Mama. Maria, aș vrea să plec. Cred că e timpul. Înțelegi? Aș vrea să plec dintr-o dată, fără să mi-au rămas bun. Îmi spui tu cele cuvenite. Nu vreau să insiste să rămân. Poți să faci asta pentru mine? Aș vrea să ajung cumva la gara fără să mai afle cineva. Maria?
Hai, scoală. Hai că e 8, scoală-te. Hai că nu mai am deloc cartoane, trebuie să mă duc cartoane. Poate treci pe la piață. Mă gândeam să gătesc pentru vreo două zile măcar. De unde ai tabloul ăsta? Care e, doamnă? Ăsta. Am câștigat la cărți. De la cine? De la cine? L-am adus din Franța, dar... Când l-ai adus din Franța? Cât faci asta? De unde să știu cât faci? De ce trebuie să-l vând? Cui să-l vinzi? Ultima oară, doctorița Stereo a vrut să-l cumpere. A dat 3500 pe el. De ce nu-l dai când face miseria asta? Îmi place, îl mai țin. Când ai să vrei tu să-l dai, n-o să mai vrea ea să-l ia. Dar de ce dai atâția bani? Știu de ce dai atâția bani. De ce nu-mi trebuie? Place și ei. Și ție de ce-ți place? Nu cumva l-a uitat aici aia de și-a tăiat venele? E un tablou străin, l-am adus din Franța. Ia gata? Nu, drag, e un tablou străin. L-am adus din Franța. Are și scritură pe spate, Bruno. Poți să uiți dacă vrei. Ia gata, nu-i așa? Nu ia gata. Dar cine? Mama. E, mai spun, mama. Câți ani avea maică-ta aici? 21. Și tu zici că seamănă? De-aia l-am cumpărat. Îți bagi joc de mine? Dacă vrei, crezi, dacă nu, treaba ta. Da, de ce te interesează pe tine toate astea, a? Nu te cunoșteam atunci. Dacă îl ții în casă, înseamnă că te mai vezi cu ea, nu? Hai, fi serios. Fugiți. L-am spălat. Jură că nu te mai vezi cu ea. Nu mă văd, dragă, cu ea. Nu o vede nimeni. Noi. Cum noi? Uite așa, noi. Mă ține internat undeva. Nu m-a dispărut așa dintr-o dată? Nu mai vede nimeni. Jură că nu te mai vezi cu ea. Jură că nu te mai vezi. Jur. Ce faci, dragă? Unde te-ai îngropat? Am fost la țară. Cu ce-ți pot fi de folos? Cred că m-a văzut directoare. Da. A fost la mine. Și pe cine conduce? E. Unde o ține?
Următorul. Numărul 1. Cine-l la piept? Cine-l, domnule, bine la piept? Nu, dragă, nu se mai poate. Te rog. Nu mai am, dragă, să-ți arăt ce am. Poftim. Ce faci, domnule, acolo? Ce stai? Te-a înregistrat? Da, domnule doctor. Liber. Următorul. Inspirați. Inspirați, doamnă. Inspir. Nu e adevărat. Nu inspirați. Inspirați puternic. Domnul doctor, dar inspir. Nu e adevărat. Vă rog să inspirați. Așa. Când v-ați operat de colecist? Nu știu. Nu e adevărat. Nu e operată. Asta ca să vezi în ce măsură inclinat omul spre minciună. De ce plângeți, doamnă? Vă rog să încetați. Face alergii la culori deschise. Vă supără ceva? Nu. Poate vă supără halatul meu? Nu. E prea alb? Nu. Îmi place foarte mult. Mulțumesc. Sunteți liberă. Totuși o fire prevăzătoare. Un moment, doamnă. Un moment. Poftim, poartă de suuri albe. Ocupat, ocupat. Domnule, trebuie să existe un sistem de informații bine pus la punct. Înțelegi? Când ai intrat la voi, trebuie să știi tot. Și forma de embrion din burta măsii. Tot! Dacă vrei igienă, dacă nu, du-te, domnule. Dar dacă vrei igienă, trebuie ordine. Nu vrei să faci pe tine? De ce să mă vezi? Așa, ca să vezi tu cum stai. Stau foarte bine. Crezi? Nimeni nu e perfect sănătos. Acum tu ce vrei să-mi faci de cap că-s bolnav? Doamne ferește! Dar e bine să știi cum stai în mod real. Cum adică în mod real? Adică în mod real, dragul meu. Ăsta e un aparat. Soră. Dă-i un număr. Nu. Păi mă găsesc ceva, mi-e de cap că-s bolnav. Nu. Hai, scoate haina. Nu. Cânti la vioară, Teodorescu, nu-i? Nu. Vezi ceva? Nu cânti? Păcat. Vezi ceva sau nu vezi? Dacă nu te-ai mai fâții așa, poate că aș vedea totuși ceva. Nici n-ai cântat la vioară? Nu, ce am? Ai o dehiscență a arcului posterior. Ți-am spus că nu-i nimeni sănătos. Și unde e arcul ăsta? Nu-i nimic grav. Violoniști te fac de obicei povestea asta. Din cauza poziției, coloana glisează. Stai normal. E grav? Nu, drag. Majoritatea fac discopatii. Dar unde te-ai dus? Vino mai aproape. Stai normal. Ce dracu faci? Ce faci, domnule? Unde te-ai... Soră, ce număr i-ai dat? Soră! A furat flaconul. Asta nu se face, domnule Teodorescu. Între noi nu se face. Păstrează-l. Mulțumesc, doamne, voi. Următorul. A, gata, a fost aici. Am mai discutat odată povestea asta. Cred că am văzut-o. Eu nu cred. Inspiră. Stărcule. Inspiră. Și cum dispare cineva? Coboriți, vă rog, tot nu vă aflați într-un spital. V-am transmis, sper că doamna Agata nu mai dorește să vă vadă, asta e tot. E în convalescență. Am văzut-o. Mă tem că vi s-a părut. V-ați mai gândit cu tabloul? Vă ofer 4.000, dar e ultimul preț 4.000. Mă mai gândesc. Jocul ăsta se joacă pe bani, domnule Teodorescu. Nu stați prea bine în ultima vreme. Asta de unde mai știți, doamnă? Gândiți-vă! Trebuie
trebui să ai o inimă de câine ca să ții în robie o femeie ca ea. Nu înțeleg. E, nu înțelegi. Am văzut-o aseară la Savoy, când împărțea pariurile. Mi-a prezentat-o Lizica. Nota 10. Te rog să transmiți distinției domnișoare respectele mele. Îi transmit. Doamnă! Doamnă! Vă rog, domnilor, vă rog, nu vă impacientați. Terezolv am trimis. Am trimis, calmați-vă, Terezolv. Mi-a asfixiat. Am venit să vă distrați. Nu se mai poate respira, doamnă! Imediat aici, că te dau afară! Ce se întâmplă? Domnul directoare, vine apa mare, doamnă! Încă nu te-ai culcat? A uitat cineva un robinet deschis și vine apa și pe poate și pe alta. O să murim de igrasie, toți! O să murim de igrasie. Du-te la culcare imediat! Doamne, v-am spus! Nimic nu mai cap. Bine, mesiu. 19, roșu interpas. Plus 20. Împrumută-l 50.000. Niciodată când joc, domnule Todorescu, sunt superstițios. Îți dau eu. Pentru două zile. Mulțumesc, domnule Cariere. Două zile. Poate chiar mai repede. Sec. Ce e aici? Patru bareți. Dumneata. Ne sufocăm aici, ce aici? Ca club sau ce e? Cunoști dumneata altul mai bun. Marcați, vă rog, jocurile. Marcați, vă rog, jocurile. Nimic nu mai cade. Nimic nu mai cade. Am pierdut ieri, câștigați. Întotdeauna când pierzi mult, se întoarce norocul. Așa e. Trebuie să ai și tu puțină răbdare, că o să ne refacem. Știu că-ți cheltuiesc banii, dar să știi că merită. Mă cunosc. Și acum ce ai? N-am nevoie de cine, te previn. Înțelegi? Gata! De bani ai nevoie, nu? Muncesc și eu. Muncești? Ce muncești? Am legat 15 cărți, muncesc. Și de aia zaci acolo. Când zac acolo, gândesc. Asta înseamnă că muncesc. Scriu. Și mai tot pune pălările la în cap. Cine știe cine dracu le-a purtat? Vrei să scadă părul? Tu ce vrei să mă vezi dând la sapă? Muncesc cu capul, gândesc. Da, te gândesc. Da, gândesc, gândesc. Asta înseamnă că muncesc. Fă și tu la fel. Ascultă, eu țin casa asta. Așa proastă cum mă crezi tu, eu țin casa asta. Îmi stric ochii ca să le îmbrac pe nespălatele alea de la teatru. Și de ce să fiu cochetă? De ce? Ca să simăm cu aia, cu târfa aia? Vezi că ceva în păr. Ce am în păr? Dracu, știi ce sunt astea? Pene, scoate-le de acolo. Ce nu-ți mai place părul meu? Cine a spus că nu-mi place?
Îți place, îți mai place. Taci din gură. Taci din gură. Că urăsc tabloul ăla. Taci! Taci că nebunesc! Taci că nebunesc! Taci, taci, taci! Într-o zi am să arunc un firul de călcat, am să arunc în el. Lina, dragoste mea. Nu trebuie. Și Dumnezeu se întâmplă cu noi, Nina. Hai să plecăm de aici. Aici, parcă. Doamne, nu știți restaurantul Ionescu? Nu mai stați pe aici, intrați undeva. Nu, nu, hai să ne întoarcem. Nu. Vor fi închis, hai să mergem. Cum să ne închidem? Aici e. Hai, hai. Florina! Ce se întâmplă aici? Nathan, nu vezi?
are you? We'll create a world for two. Vă cunoașteți? De unde vă cunoașteți? Dar tu ce faci aici? Am adus pălăriile. Sit down, please. De unde ai parfumul ăsta? Are emis un parfum formidabil, franțuzesc, costă o avere. Lila. Cunoști parfumul ăsta? Îl cunoști? Ioane. Lina, lasă-mă, se întâmplă ceva îngrozitor. N-are rost. Îți povestesc eu, lasă că-ți povestesc. Hai, miroase în păr. Hai. Ce pune parfumul ăsta? Trebuie să coste o grămadă de bani. Nu te uitați, povestesc eu. Mergi, o auzi? N-a întors niciodată capul. Nu te uita, e umilitor pentru un bărbat. Nu te uita, te rog. Lina, dragostea mea, ajută-mă. Simt că nebunesc, Lina. Trebuie să ridic în asta un pot. Și dacă ridic un pot grozav, fac bani într-o afacere și termin cu clubul. Doamne, ce plan are. Lina, deschizi o casă de mode dacă vrei. Simt că trebuie să vină. Simt un deget, Lina. Doamne, parfumul ăsta. Cât o să costă să vină, blana? De ce ai dat cu parfumul ăsta, Lina? O așteaptă cineva. Doamna Stăriu? Nu, nu. Un domn distins, cărunt, în vârstă. Copilu. Ce copil? Vezi copilul? Lina. Nu. Hai să plecăm. Închid așa și rămânem aici. Ce-i cu copilul ăla? Se uită de un sfert de ceas la tine. Domnule Teodorescu, mă așteptam să vă văd. Ce surpriză! Ce faceți aici? Suferiți de asta? Nu, am venit la control. Hai înăuntru. Am ceva la coloană, da. Oricum nu dăunează, sunt numai două atmosfere în plus. Ce mai știți de Alexandru? Nu prea mai știu nimic. Vedeți că aici este și necuvința mea. Ar fi trebuit să-i scriu. Dar sunt leneși. Ați avut un necaz? Da. Condolențe. Mulțumesc.
Bună ziua. Grăbiți, grăbiți, hai. Am lichidat tot, domnule Tudorescu. Vă stați jos. Am păstrat un loc pentru cineva până vine. Mulțumesc, oricum n-aveam de gând să vă... Mi-a făcut precedență să vă văd. De ce? Nu vă stric. Mai timp în două vorbe. Singurul lucru neplăcut e că poate lua gripă. Gripă? E prea multă lume. Să sperăm că n-avem noi ghinionul ăsta. Da, să sperăm. Ce ciudat să vă întâlnesc, domnule Tudorescu. Ce ciudat. Așteptați pe cineva de aici, din sanatoriu? Da, o doamnă m-a rugat să-i țin locul. Ce doamnă? Ați uitat la fata asta? Stați puțin să-i spun ustor că să mai aștepte 5 minute. Stârcu. Dar ce faci, pleci? Nu, nu. Atunci intră că-i dăm drumul. Nu poți să mai stai puțin? De ce? Aștept pe cineva. Pe cine? Ești nebun. Dar tu de ce mă minți? Ești nebun. Păi pare că vine? Mai trece, domnișoară. E închis. Aș fi știut. Hai, intră. Nu, nu, intră. Am auzit că e periculos. Periculos pe dracu, două atmosfere. Nu, de asta se poate lua gripă. Cine-ți băgă, domnule, prostiile astea? Așa am auzit. De fapt, asta e mai prost. Stă înăuntru câte o jumătate de zi. Suportă din ce în ce mai greu. O să trebuiască să o dau afară. Auzi? Nu faci bine că te aficiezi cu individul ăla. Cu care individ? Cu Ordeanu? De ce? Are reputație prost. Jucător de șmean de fer. A câștigat pe vremuri enorm. O fi avut noroc. Cine câștigă atâta, nu poate decât să trișeze. M-a lichidat și pe mine de vreo două, trei ori. Nu mai ține minte. L-ai văzut că trișează? Nu, dar știu. Ăștia au porcheit cazinourile de au ajuns în halul ăsta. Ăștia cu baierile lor de baron. Băgăia și în paștele mâinilor. Nu mai sunt trișori, stârcule. Au rămas numai găinari. Ai tu vreo dovadă că trișează? Crezi că dacă aveam vreo dovadă, mai ieșea viu de aici? Face cura asta de trei luni. Glumesc. Deci poate fi și periculos. Nu atmosferele contează. Compoziția aerului. Domnule Tudorescu, vă scuzați. Da. Am impresia că persoana aceea nu mai vine. Dacă doriți locul... Trei luni port în buzunar banii câți mi-a mai rămas din vânzare de după ce am lichidat datoriile. Până la urmă am înțeles. Nu mă pot despărți de bani. Trebuie să iau întotdeauna la mine. Și dau târcoale cluburilor. Mizeriile astea nu vă pot interesa. La altceva mă gândeam când v-am sărit. Am dat în pod peste ladă întreagă de cărți din biblioteca bătrânului, lui Iordache Ordean. Le-am întâlnit cu mine, cu toate că nu prea știu ce să fac cu ele. Cu nici n-am de repune, e strânt la mine. Poate vă interesează unii. Cel puțin așa mi s-a părut. Vă cer un mic serviciu. Cunoașterea este sigur un aplicat. Aud că asemenea lucruri se plătesc bine acum. Vă dau adresa mea. Domnule Tudorescu, veniți să vedeți cărțile. Poate-s
scăpăm de ele. Vă dau carte de vizite, aveți adresa acolo. Auziți? Oricând după amiază sunt acasă. Le-ați putea examina, evalua înainte. Eu nu mă pricep. Domnule Todorescu, carte de vizite. Ați. Domnule Todorescu. Domnul Iorgu? Un domn așa select, înalt, frumos? Da, domnul Ordeanu. Marcelică, condu pe domnul și arată-i salonul lui Conu Ordeanu. Ia că am să vă arăt eu, poftiți. Poftiți, mata. Și așteptați puțin că-i dus la farmacie. Poftiți. Marcelică! Vă rog să mă scuzați. N-ați reușit să vă așezați pe undeva. O să vă arăt. Sau luați loc mai bine. Domnul Ordeanu, e stricată ușa. Nu vă trage curentul? Nu ușa, casa e beteagă. Se înclină, mi-a spus gazda, cam cu 2 cm pe an. N-ați observat? Nu. Uitați-vă la dușul meu. Și nu faceți nimic? Ce să-i fac? Se poate dărâma, nu? Fiți liniștiți, eu nu mă apuc. Oricum trebuie să faceți ceva. Stau cu chirii, domnule Teodorescu. Am ceva mai interesant pentru dumneavoastră. Poftiți. Cunosc oameni, domnule Teodorescu, care pentru o carte rară ar fi în stare să furi sau să ucide. Domnul Ordeanu, iertați-mi curiozitatea. Pictați? Destul de prost, m-ați mai întrebat. Atunci tablourile astea de unde le aveți? Sunt o moștenire de familie. Doriți să vindeți de mine? În tablouri? Dacă știți pe cineva, sigur, vând tot. Știți cumva cine le-a pictat? Mărturisesc că nu m-a preocupat, dar știu că sunt de valoare. Putem căuta un expert. Are scărătură pe spate, nu v-ați uitat? Nu m-am uitat. Sunt un pictor francez, Bruno, din Strasbourg. M-a spus că nu mă pricep.
Sunteți sincer cu mine, domnule Ordeanu? Vă jur. Nu înțeleg. Deci n-ați pictat dumneavoastră tablourile astea? Le-a pictat Bruno? Dumneavoastră spuneți asta. Și nici femeia din tablouri. Nu știți cine e. Care din ele? Asta? Asta, asta. Astea două. Aha, ba da. O rudă, Maria Vitrașcu. Bunica mea dinspre mamă. Nu e adevărat. Dar nu-i Teodorescu, dar... Femeia asta este mama mea. Sau cel puțin așa am crezut multă vreme. Ați fost la Strasbourg? Nu. Fiți liniștit. Mama n-a ajuns niciodată la Strasbourg. Pictorul lucra din imaginație, înțelegeți? Era obsedat, domnul Ordeanu, de chipul unei femei pe care nu o cunoștea. Înțelegeți? Am dus cu mine un tablou. Îl am. Nu. Sigur, nu vă cred. Admit o asemănare posibilă între mama și bunica dumneavoastră. Evident, nu poate fi vorba de una și aceeași persoană. De acord? Da, dar... Nu. Și știți de ce nu vă cred? Pentru că la câteva luni, după ce m-am întors în țară, m-am întâlnit o femeie care asemăna înfricoșător cu imaginea din tablou. Era la fel de speriată ca și mine. Ea nu putea fi nici mama și nici ruda dumneavoastră, bunica. Anul ăsta împlinește 26 de ani. Bine crezut. Ați cunoscut-o pe această doamnă? Da, am cunoscut-o. M-ați putea pune eventual în legătură cu ea? Cu doamna? Nu. Nu mai pot să vă pun în legătură cu ea. Pot însă să vă arăt tabloul. M-ar fi interesat să o cunosc. Cred că e vorba de asemănare frapantă între ea și bunica mea. Și totuși e vorba de portretul bunicii dinspre mama, așa cum v-am spus. Puteți să dovediți? Nu trebuie să dovediți nimănui. Vă rog să mă iertați. Pot să vă satisfac, cel mult o curiozitate. Am niște fotografii de ale ei undeva prin casă. Dacă doriți, pot să le găsesc. Nu. Dacă avem noroc, le-aș putea găsi chiar repede. Nu, să ne întoarcem la cărți. Sunteți rude cu doamna? Iertați-mă, dar păreți oarecum surescitat. Domnule Ordeanu, ar fi trebuit până vă face o mărturisire. Anume? Mi se întâmplă din copilărie un lucru. Acum mi se pare ridicol. N-ar fi trebuit să vă întâlnesc niciodată. Să știți că în ciuda păcatelor bele mă consider un om onest. De ce luați asta? Pentru măsia. Am să vă arăt fotografiile de care... Nu despre asta e vorba. Insist să le vedeți. Ce poate să însemne o fotografie? Oricum, un martor. E ceva mai adevărat decât o fotografie? Da, oglinda asta. Sau mai știu ce altceva. Înțeleg că vreți să-mi oferiți niște cărți. Uitați, le iau pe asta, la întâmplare. Pentru restul să trimit mâine pe PAC, pe CON sau pe amândoi odată. N-ar fi bine să veniți și dumneavoastră. V-am spus că nu mă pricep. Asta ce e? Vindeți și asta? Desigur, dacă știți pe cineva. Nina! $3,500, doamnă. Permiteți, vă rog? 4,000 am oferit altă dată. Azi, 3,500. Bine, doamnă. La revedere. Ce faci cu tablou? Dă-l încoace. Am crezut că vreți să-l duc în birou.
Te rog să mă ierți. Cât e ceasul? De unde vii? Cum de unde vin? De la teatru, le-am dus pariurile. La ora asta? Închide la teatru. E 12:30. Ați fost și la o berică. Că am insistat ce era să fac. A zis nu știu care, adică mă duce acasă. Dar ce-i cu chestionarul ăsta? Nu crezi că totuși muncesc suficient ca să am liniște măcar când vin acasă? Și asta de unde ai? Mi-am împrumutat o geta. Una albă n-avea? De ce albă? Dar ție ți-ar place albă? Moda asta cretină. Și poți și lucruri împrumutate ca mitocanii. Scoate-o după tine, poate e vreo boală. Dacă n-am ce să fac? Banii ăștia s-au rămas de la tablou? Sau de la penele astea cretine? Mihai, lasă să nu mai vorbim despre asta. Dar despre ce să vorbim? Hai, gata, te rog. Cum gata? Îmi vinzi lucrurile din casă și mă spui gata? Ce e aia gata? Înțelege că m-am săturat. Ori el, ori eu. Și ai decis că tu. Pe mine m-ai întrebat? Hai la masă. Cât ți-a dat pe el? Îți spun masa sau nu-ți spun? Am mâncat. Bine. Te-ai supărat? Hai mănâncă, îți simt companie. Am mâncat. Ai mâncat pe acolo pe unde ai fost? Am mâncat, nu-mi e foame. Acum, de ce-mi faci scene? Am mâncat la club, ce era să fac? Cetează pentru Dumnezeu, încetează odată. De când te aduce caria de acasă cu trăsura? De când am împrumutat bani? De ce pe toți n-ai văzut că era trăsura plină? Ce vrei? Da. De ce mă împrumută mie caria de bani? De ce? Ești odios. Odios ești. Păcat că e albă. O să de modeze repede. Cu ce bani ai cumpărat? Cu bani de pe tablou. Ia, era o oglindă. Uite. Nu te bucuri, Nina? Nu pot să sfat ca vreo din asta în fiecare zi.
vraiment. Nu vă necăjiți, domnule Teodorescu. Aveți noroc în dragoste, sunteți iubit. Vă mai interesează tablourile alea? Care tablou? Mai știu vreo 10. Nu-mi plac glumele astea. Nu, nu-i nicio glumă. Când vreți să revedeți, îmi spuneți. Identice. Fii de rău. V-ați făcut copii acasă? Nu știu dacă sunt copii, da? În niciun caz nu-s la mine acasă. Sunt la un alt domn. Să rămână. Să știi că dacă e o farsă... Pe spate n-are niciun fel de iscălitură. Am uitat la toate. Dacă vreți, controlați și dumneavoastră. Nu mai are niciun fel de importanță. Bunica mea a cunoscut probabil alt pictor. Nu e sigur. Vreau să spun că nu e sigur că e vorba de bunica dumneavoastră. Dacă tablourile sunt nesemnate, putea să nu le fi semnat Bruno însuși. Înțelegeți? Am fotografia bunicii. Poate... Vă rog, să vă serviți. Mersi. Doriți să comparați, doamnă? Nu, domnule Teodorescu. Pacienta mea nu dispune de atâția bani. Din păcate. Și oricum, unul ar fi prea puțin. Mulțumesc. I-ar trebui toate. Exact. Asta i-ar ameliora foarte mult starea psihică. E vorba de doamna care seamănă cu... Da. E bolnavă. Îngădeți măcar să-i dăruiesc unul. Poate cine știe. De obicei port noroc altuia. Mulțumesc, nu. Oricum le-ar distruge imediat. Îi face bine. Vă rog, măcar schița asta. Domnul Ardeanu, nu mai insistați. Dacă vreți să le vindeți, vi le cumpăr eu pe toate. 4.000 pe bucată vă convine? Toate? Toate, da, sigur. Desigur, sunteți foarte generos, da. Un moment. Am discutat în numele pacientei mele. Aș dori însă să vă fac o propunere personală. Îmi place foarte mult acest pictor. Aș spune 4.500? 4.500? Pe bucată? Mă tem că trebuie să spun 5.000. 5.500. Domnule Ordeanu? Nu sunt pus într-o situație... 6.000. 10.000. 10.000? Pe bucată? Doamna, trebuie să vă placă foarte mult pictorul ăsta. Scump, foarte scump. 12.000. 12.500. 14.000? Domnule Teodorescu, ești... Sigur că ai banii ăștia. Să înțeleg că vă retrageți? Nu. A fost numai o întrebare. 15.000. 15.000? Da. Dacă aș fi un adevărat bărbat, ar trebui să mă retrag. Dar nu sunt. 16.000. 17.000. 17.000 e bucată. Da, câtă frumusețe. 18.000. Domnule Teodorescu, doamnă... 20.000. Doamnă... Cum se spune între noi, mă arunc. 20.000. Un preț destul de bun. Ce spuneți, domnule Ordeanu? Sunt absolut uluit. Nu s-ar spune că le-am luat prea ieftin. Trimit mâine pe cineva să le ia. Bine voi, le aduc eu. Trimit o mașină. Nici n-aș servit nimic. Așa e, cam nepoliticos. Altă dată. La revedere, domnilor.
Dacă mai doriți tablouri, vă rog să mă anunțați. Numai, știți ce, vă rog să-mi spuneți dinainte ce comandă. 100 de bucăți, 150. Nu sunt originale? Dumnezeu știe asta, doamne. Nici o grijă, dacă vreți putem chema un expert. Oricum, cred că nu e legal să se multiplice. Dar de ce să nu fie legal? Când s-a interzis? Eu cred că nu e legal. În sfârșit. Asta e. Bună ziua. Vă rog să transmiteți, doamna Agata, multe sărutări. Da? Da. Și că tablou este la locul lui. Mulțumesc. Să-i spuneți că totul a rămas ca înainte. O să înțeleagă despre ce e vorba. Domnule Teodorescu, vrei să ieși puțin? Aș dori să spun ceva. Da, cu plăcere. Mă scuzeți. A fost o discuție aproape ca între bărbați. S-au mutat destul de bine, nu? Sunteți un mare jucător, domnule Tăbăuș. Am găsit fotografia bunicii. Doriți să o vedeți? Nu. Cred că ar fi necesar. Pentru ce? Ca să se lămurească tot. Nu există misterie, domnule Tăbăușu. Totdeauna există o explicație. Vă rog. Nu. Nu doriți să știți? Ce să știu? Nu, domnule Ordeanu. Nu cred nici în fotografii, nici în explicații. Prefer să rămână lucrurile așa cum sunt. Vă temeți de ceva? Mă iertați că vă întreb. V-am dat senzația asta? Îmi pare sincer rău. Meritea să vă uitați o clipă la fotografie. Ce vă arăt e real. La fel de real ca și bine. Desigur, desigur. Numai că lucrurile alunecă, domnule Ordeanu. Nu vreți să riscați? De ce jucați atunci? Pentru că este singurul lucru sigur. Dumneata, de ce joci? Nu mai joc de mult. Îmi pare rău pentru dumneata. Cred că sufer. Nu sufer, domnule Orden. Spun anecdote, ca tot român. Mă bucur foarte mult că v-am cunoscut. Eu nu. Aș fi dat oricât să nu vă întâlnesc. N-am avut noroc. Ați alunecat în viața mea. Am făcut vreun rău? Nu, practic niciunul. De fapt, dracu știe ce însemnăm. Dumneata n-ai să știi niciodată ce însemn sau ai însemnat pentru mine, așa cum eu. N-am să știu ce însemn eu într-adevăr pentru dumneata. Sau femeia asta din tablou pentru toată lumea. Un singur lucru știu însă sigur. Că întâlnirea noastră n-a fost providențială. A fost o greșeală a naturii. Mă doare capul. Mă duc să joc. Să știți că... Da. Blana i-a plăcut foarte mult soției mele. O să vă trimit banii câteva zile, sunt parolist. Vă rog, vă rog. Între oameni de onoare, promisiunile astea sunt deprisos. Vă mulțumesc. Vă supără dacă vă însoțesc? Am vechi prieteni acolo. Mor de urât acasă. Nu pun mâna pe cărți, cel mult un brici. Spuneți-mi, mai vin pe acolo mijul Cariade, Crețeanu, Ionică Istrate. Cariade ridică niște sume fabuloase astă vară la Monte Carlo și la Veneția. Îi cunoașteți? Unde mă bagi în apăraia asta? Nu e nicio apă. Unde vezi apă? Nu vezi că apa-i până la genunchi? Mi s-au umflat și picioarele astea. Nu e nicio apă. Nu e nimeni nicio apă. Sură! Nu face nimic, domnule! Nebunule! Ieși afară! Nu vezi apă acolo, o să te neci! 4 plus 4. Care e de datorie? Mai târziu, nu acum. Sec.
pare rău. Slavă Domnului că nu mi-ai intrat afară. Eu-s gata. Extraordinar. Hai, hai. Unde dracului l-ai adus, domnule? M-am curățat. Pe ce facem? Domnul Teodorescu, intri. Vreau 1000. Plus 2. Plus 4. 4. Plus 1. 18 la banc, 18.000 la banc. Plus 4. 4 plus 5, plus 1. Plus 6. Sec. Două cărți. 1000. Plus 2000. Fără nimic. Tu ce faci? Hai. Plus 3. Sec, full. Pas. Și? Am deschis. Merg și eu. Zece, nu, zece, sec. Eu m-am cam subțiat. Merg și eu. Plus. Plus zece. 20. Sec. Mai vii cu 1000. Care e? Ce-ai pățit azi, nu? Ce faci? Fabulos. Plus 5.000. Plus 8. 8 plus 5. 8 plus 5. 5 plus 12. Sec. Îmi pare rău. Ați pierdut, domnul Dean. Care? Apă! 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 Liniște! Ajutor! 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 Ajutor, Gămănec! Ajutor! 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 Ajutor, Gămănec! Mâine! Apă! 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 Mâine! Domnul, v-ați culcat! V-ați scos la gimnastică imediat! Plus 5.000. Plus
asta e. Îmi pare rău, domnul Orden, poate o reface bine. Cu cât că se mai poate. Bă. Bă. Nimic. Nu vreți să ieșim undeva? Nu, nu, aici, la ora asta sunt obosit, am și o migrenă. Vă duc cu trăsura. Nu, lăsați. Domnul Ordenă, îmi pare foarte rău. Asta e situația. Fericit, te fericit în toată inima, ai jucat fantastul. Trebuie să vă luați revanșa. Lorescule, fabulos, rarisim. Mulțumesc. Rarisim. A trișat. Vedeți că a trișat. Despre mine e vorba? Vedeți că am obosită, doamnă. E și explicabil, e 6 dimineața, nu? Dați-l afară, doamnă, dați-l afară. Domnul, e o rușire. Domnul Iorgovici. Te rog să fii atent cum vorbești cu mine. Eu nu discut cu trișuri. Cum ați spus? Ai văzut de mine dacă trișați? Ce înseamnă asta? Ce trișuri și amere, prieten, se trișuri. Domnul, domnul Ordeanu, nu lăsa că te toate chestiile astea. Ce vă las după nebuna asta? Și voi sunteți nebuni? Ce știu ce spun chestiile alea? Au căzut probabil că n-am sus banii de acolo. Domnul Ordeanu, domnul Ordeanu. Sunteți invitați să plecați imediat. Domnul Mogre, lasă-l domnule în pace. Domnul Ordeanu, sper că nu credeți toate prostiile astea. Jucătorii adevărați, domnule Tădorescu, joacă din sport. N-am nicio vină. Înțelege, cu distinție. De fapt, după asta se poate recunoaște. Probabil că au căzut cărțile când am pus banii. Am toate păcatele, numai pe ăsta nu am. Știi ce aștept să faci? Dacă mai există onoare pe lumea asta. Domnul Tudorescu. Domnă Stiriu! Domnul Tudorescu. Lasă-mă în pace, doamnă. Hoțule, jigosule, Marcelica! Marcelica! Peste de-ai în ea? Te-am văzut. Ai vrut să lovește de-a tenia. E nebun! Vreau să strângă de gât! Anticristule! Anticristule! Hoțule, hoțule ordinar! Anticristul! A avut un pistol mic cât o tabachieră. Aveți grijă că unde călcați, domnule, la noi se dezinfectează. Aveți grijă. Vă rog să luați un halat. E cu mine. Nu știu, nu e voie.
Mulțumesc. Ai avut dreptate. Cu ce? Cu părul, cred că e mai bine așa. Haide. Ce-ai făcut, Lordano? Ce-am făcut? Domnul Teodorescu? Domnul Lordano s-a mușcat, nu așa select, așa frumos, așa cum nu cine stă. Doamnă! Alo, domnul! De ce nu declarați valorile? Ce valori? Noi nu răspundem. Vă rog, depuneți valorile. Poftiți. Puneți. Să nu mai urc scările. Puneți, puneți. Mulțumesc. Mă ascund. Te ascunde ea. N-ai nicio tăietură aici. De ce mă minte? Cine te minte? Ridică florile. Lăsați, doamne, că le caută sunt... ceva pentru flori. Da, da, imediat. Ridică florile. E adorabilă. O urăsc. De ce? De ce? Mor
înmormântarea are loc la ora 10 și 10. L-ai cunoscut pe Ordeanu? Fel de rudă. Ce fel de rudă? Ce rost are? Ți-a spus de tablouri? Ce tablouri? Cumpărea niște tablouri. Foarte frumoase și ieftine. Nu, doamnă? Te rog frumos, încetează. Ce-a spus de aici? Păreți cam surmenat, domnule Teodorescu. Da, doamnă. Sunt cam surmenat. Dumneavoastră, în schimb, arătați foarte bine. Mulțumesc. Nu mergeți la mormântare, ar fi indicat. Doamnă, ce drepturi aveți dumneavoastră asupra acestei doamne? Îmi puteți spune? Domnule Teodorescu. De ce ați internat-o? Gata, de ce boală suferă ea? Există o măsură. Clubul ăsta e legal? Bineînțeles. Are aprobarea Ministerului Sănătății. Eu nu mai pot. Hai, gata, hai să ieșim afară. Nu, mers, sunt bolnav. Ești bolnav? Da, am ceva la ochi. Ce aveți? Am ceva la ochi. Vreți să mă internați, doamnă? Aici. Sorna? Ce mare ai crescut. Frumosule. Ți-ai făcut lecțiile? Încă nu. Stai jos aici și scrie. Acum mama lipsește puțin. Stai jos aici. Unde-i guvernanta? Așteaptă o mașină. Și te-ai îngutărit așa. Stai cu domnul aici. Vă supără, domnule Teodorescu? Da. Doamna Agata lipsește puțin. Puteți aștepta? Da, da. Agata? Da?
partea asta n-am deschis, doamne. Să peste mine, să dai peste mine! Să nu te uiți unde ești! Lucas! Să nu căte! Hai! Mariniere! Unde te bagi acolo? Unde te bagi acolo? Alo, domnul, nu e voie, domnul. Dar dumneavoastră de cine ai luat? Un moment, dar nu e voie, înțelege. Un halat pentru domnul. Dar înțelegeți că nu se poate. Așteaptă, domnul Stenic. We'll be right back.